Virala de acum este știrea despre Cristian Plută, directorul adjunct al administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, reținut de DNA pentru că a primit mită 20.000 de euro de la managerul Spitalului Colentina, George Mirel Cristescu, într-o pungă din hârtie, într-un restaurant, elegant așa. Concret, Plută ăsta, care fusese director general al instituției și a fost retrogradat în adjunct, îi spusese directoarei generale actuale, Oana Sivache, că este în căutarea unui manager pentru Spitalul Colentina și că are o persoană dispusă să plătească doar 20.000 de euro pentru acel post, propunându-i Oanei Sivache să facă jumătate mita primită la restaurant, doar că doamna l-a denunțat la DNA. Procurorii spun, în referatul cu propunerea de arestare, că în aprilie martora a fost abordată de Cristian Plută, care i-a zis că are nevoie de bani pentru a-și construi și el o casă. Și care de gând să perceapă de la firmele de construcții, pentru atribuirea contractelor, un comision de 10% din valoarea contractelor de reparații pentru toate spitalele din subordinea instituției, comision pe care l-a crescut de la 5% cât încasase anterior, la 10%, și pe care era dispus să-l împartă cu cei implicați. Imaginați-vă că fusese cu Cristescu să îl prezinte la spital unde femeia era internată, atât de urgentă era afacerea, atât de hotărât era omul să-și facă și el o căsuță a lui. Cred și eu că era urgent, pentru că în declarația lui de avere din 2017 era cam pe Plută, domnul Plută. Avea doar 3 mașini și alea destul de modeste, iar în numai un anișor cât a fost director general a agonisit și casă, și terenuri. De despre Cristescu, pe care l-a dus la interviu, acesta fusese revocat din funcția de director general al Casei de Asigurări de Sănătate Constanța în februarie 2019, în urma unui control al CNAS care a scos la iveală nereguli legate de modul de acordare al concediilor medicale. Și ce e nou aici? Nu așa se fac numirile? Nu așa se ocupă toate funcțiile de conducere la noi? Nu așa se întâmplă cu toți cei revocați atunci când se răsuflă prea tare mânărelile? Se ia revocatul și contra mită adunată din mită adunată de la postul anterior ajunge direct de pe Plută în alt post de conducere, chiar mai sus, în altă instituție. Știți la ce mă gândesc? După toate anchetele jurnalistice sau judiciare de până acum, nu se schimbă de fapt nimic. Și asta mă face să cred că majoritatea românilor, cu excepția câtorva naivi din ăștia neadaptați sistemului, după ce află de câte o anchetă de asta, imediat sunt în adâncă admirație și spun: uite, domnule, ce bine știu ăsta să se descurce, e modelul meu în viață, vreau să fiu ca el, să fur ca el, să fiu șmecher ca el. Altfel, nu se explică de ce, în urma atâtor articole documentate cu probe, cu declarații, cu înregistrări, practica asta nu dispare. Nu dispare pentru că la noi furtul nu mai e de mult asimilat ca fiind ceva condamnabil. E considerat a fi lăudabil. Așa că dacă ne gândim bine, ceea ce unii dintre noi consideră că va duce la sancționare, se constată că duce de fapt la promovare. Aviz jurnaliștilor, le creșteți bă cota de piață, îi promovați de fapt, ori să-i vrea toate instituțiile, ori să-i caute românii pentru joburi mai mult decât profitabile. O să le dea mită și pe stradă, în punga de la covrigi, printr-un cumătru de-a lor, printr-un văr ceva. Încă puțin și vom auzi jurnaliști care vor întreba ce au oficialii pe ordinea de zi și unde pot fi găsiți, iar răspunsul va fi încasare de comisioane din contracte de pe teren și strângeri de mită în pauza de prânz la restaurant. Acesta este obiectivul imediat și pe termen lung, după cum se știe, avem un țel comun: ne găsiți la furat. Pam, pam. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Andrei Tetiva și ne reauzim vineri, tot aici în Viva Trafic pe Viva FM la 14:40 cu o nouă ediție din...